Bună ziua, oameni dragi! Iată-ne într-o nouă zi mai luminoasă, pentru că avem, cel puțin avem un candidat la primăria Capitalei în sfârșit, după îndelungi dezbateri, negocieri, suspans, mai ceva ca o trilogie. Și acum putem să trecem la celelalte liste. Sunt foarte curioasă și eu, o să citesc în premieră aici cu dumneavoastră, o să vedem lista vedetelor la europarlamentare. O singură nedumerire am și vreau să îl rog pe Rafa, care este în regie. Poate mi-află și mie pe surse. Iubicățu, pe ce listă se află totuși? A fost premier, a dus economia țării pe culmi. Era wow în țară, se trăia wow. Big time se trăia în țara noastră. Așa recunoștință față de premierul, fostul premier al țării, care a fost pe timp de restriște, timp de pandemie, a condus țara asta cu o mână fermă, ținut frâiele economiei. Sigur, nu-l întreabă nimeni de cele 200 de miliarde de euro, dar asta e partea a doua. Îl mai întreabă ăștia de la DNA despre achiziția vaccinurilor. Merită. Merită. Doamna Ursula va cumpăra tot ce ați recomandat. Merită și Iubicățu un post. Mi se șoptește în cască de pe surse. Candidează, dar nu în Parlamentul European. Dar unde candidează? Vreau pe surse. Pe surse unde candidează Iubicățu? În afara Europei, în Congo, unde? Unde îl duceți pe Iubicățu al meu, că ne-am distrat tare bine cu el? O să-mi fie dor de el, să nu se regăsească pe nicio listă, în afară de faptul că, totuși, el a spus, vă mai aduceți aminte de acel congres în timp de pandemie în care pe noi erau cu biciu, cu restricții, cu amenzi și ei făceau congres cu 5.000 de persoane îngrămădiți, cu mici afară, ce să mai... Și acolo Iubicățu a fost ferm, ferm și a spus: eu nu pun geaca roșie pe mine niciodată. Întrebarea mea este, e cumva în PNL în continuare, că PNL este la guvernare cu ciuma roșie. Nu vă supărați. Mă așteptam să-și dea demisia. Dar vă pregătesc pentru mâine să ne aducem aminte de la acel congres cum urla Iubicățu. Vrem să știm totuși ce se urlă în Parlament, pentru că e scandal mare, vă spun, pe aceste liste păguboase. Deci am terminat cu primăria Capitalei, acum urmează alte liste. Și pe surse avem informații că doamna Gorghiu cu doamna Turcan sunt supărate, se ceartă. Și Doamne ferește să fie de o bătaie, că eu mă gândesc la colega mea dragă Mădălina, care este acolo printre ele. Dacă se iau femeile astea la bătaie, Mădălina, ce vei face? Îți vei face datoria de jurnalist și vei filma? Sau... îți vei face datoria de cetățean și vei interveni, să nu-și rupă părul, să nu-și rupă extensiile? Ce faci, Mădălina, dacă acolo te vei trezi în mijlocul unei păruieli? Bun găsit, Oana, bun găsit tuturor. Scandalul din Partidul Național Liberal a fost aseară la Vila Modrogan, acolo unde știm foarte bine că ministrul Justiției Alina Gorghiu și ministrul Culturii Raluca Turcan au fost foarte nemulțumite de decizia Partidului Național Liberal, deoarece cele două nu se vor regăsi pe listele comune PSD și PNL la alegerile europarlamentare. Decizia partidului a fost anunțată încă de acum câteva luni, atunci când liderii partidului Nicolae Ciucă și Lucian Bode spunea că miniștrii trebuie să se ocupe de campania electorală din teritoriu și să aspire pentru o funcție la nivelul Consiliului Județean. Nemulțumiri în cadrul Partidului Național Liberal sunt și în teritoriu, deoarece, mai exact la Timiș, ar urma să fie alcătuită o alianță PSD și PNL după modelul din capitală, iar actualul șef al Consiliului Județean Timiș, Alinica, nu ar mai ocupa această funcție, deoarece funcția ar urma să-i fie revendicată lui Alfred Simonis, deputat din partea Partidului Social Democrat. De cealaltă parte, liberalii din Prahova au trimis o scrisoare spre conducerea Partidului PNL aici, în București, unde spuneau că îl susțin în continuare pe Iulian Dumitrescu pentru un nou mandat la Consiliul Județean din Prahova. Astăzi, la ora 15, vor avea loc ședințe la Partidul Social Democrat și la Partidul Național Liberal, acolo unde ambele partide vor prezenta lista pentru alegerile europarlamentare. Foarte greu de spus este dacă Alina Gorghiu și Raluca Turcan se vor regăsi pe această listă, însă știm foarte bine că această listă va fi deschisă de Ramona Chirac, femeia independent pe care ambele partide au căutat-o de luni bune, iar după Ramona Chirac, locul 2 ar urma să fie revendicat lui Mihai Tudose, iar pe locul 3 Rareș Bogdan din partea Partidului Național Liberal. Pe listă va fi și Gabriela Firea, senator din partea Partidului Social Democrat. Vă reamintesc că pe data de 9 iunie alegerile locale au fost comasate cu alegerile europarlamentare, iar aceste alegeri vor avea liste comune PSD și PNL. Mulțumesc mult, Mădălina. Iată că, de fapt, problema este următoarea. Doamnele Gorghiu și Turcan nu se regăsesc pe liste și sunt supărate. Se întâmplă lucruri grave. Doamnele își pregătesc și ascut unghiuțele, își pregătesc gentuțele pentru a-i ataca pe acești bărbați care, până la urmă, uitați, dau dovada că nu respectă femeia în Parlament la adevărata valoare. Sper să se alieze doamna Gorghiu cu doamna Turcan, cu domnișoara Erica Isaac. Dumneavoastră a și lansat melodia Femei în Parlament. De ce? Uite, poate se filmează un nou videoclip cu doamnele în prim plan, să atragem un semnal de alarmă. Și doamnele au muncit de zor, inclusiv în timp de pandemie. Totuși, ne-am culcat vii și ne-am trezit vii până la urmă și trebuie să îi mulțumim doamnei Turcan pentru acest lucru și pentru asta cred că își merita locul pe o listă. La alegerile europarlamentare nu așa se tratează femeile, foarte urât. Eu propun conducerii un sport totuși de pericol pentru colega noastră Mădălina Hodea, pentru că vom asista la scene groaznice și de o violență, cred, ieșită din comun, fără precedent la aceste alegeri. Dar dacă doamna Gorghiu, doamna Turcan, cel puțin nu ne pleacă valorile din țară, nu sunt pe liste. Și cine e pe această listă, oameni dragi? Haideți să vedem. Lista vedetelor. Lista vedetelor și independentelor. Eu v-am spus, haideți să desfințăm partidele. Dacă tot e la modă cu independenții, desfințăm partidele, desfințăm și subvențiile. Subvențiile să rămână bani la stat, domnule, că nu avem bani de aia, de aia, de aia. Să rămână subvențiile frumos, să îi alocăm în alte direcții unde e mai nevoie de acești bani și să se candideze pe persoană fizică. Cu CV, cu fiecare vine și își prezintă realizările, cariera profesională, cu ce ne poate ajuta sau încurca și cu asta basta, dacă tot e cu independenți. Citim așa rapid: ședințe decisive la PSD și PNL, lista vedetelor care intră în lupta pentru europarlamentare. Sunt discuții la Vilala, că așa citim pe diagonală, cele 10 locuri considerate eligibile au urmat să fie ocupate alternativ de câte un reprezentant al celor două partide ale coaliției. Știți? Unul mie, două ție, unul la păpailie, ca să o iau așa din folclorul popular. Deci, 1 și 1. Doamna Gabriela Firea se află pe listă. Conform variantelor vehiculate până acum pe lista PSD, avem așa: Mihai Tudose, Claudiu Manda, Vasile Dâncu, Victor Negrescu, Maria Grapini, Dragoș Benea, Simona Bucura-Oprescu și Titus Corlățean. Ăștia sunt de la PSD. De la PNL avem pe domnul Rareș Bogdan, care va fi pe listă cu Ciuma Roșie, domnul Mihai Tudose, Dan Motreanu, Siegfried Mureșan, Adina Vălean, Alina Gorghiu. Uite că e, doamna Gorghiu este. Acum nu e frumos să se certe doamnele între ele. Adică dacă o luați pe doamna Gorghiu, luați-o și pe doamna Turcan. Că altfel, vedeți cum bagă bărbații ăștia mărul discordiei între femei? De ce ne certăm noi femeile între noi pentru acești bărbați nerecunoscători? Daniel Buda și domnul Vasile Blaga. Bineînțeles, Daniel nu se putea. Acestea sunt pe surse numele vehiculate pentru europarlamentare. În rest, în țară, nu știu, vă dați seama că mai comentăm și noi în spirit de glumă vis-a-vis de aceste păruieli. La nivel central, poate că nu va fi situația atât de dramatică, se va rezuma la un schimb de o bătălie în replici, dar în teritoriu va fi jale. Va fi jale, vă dați seama, PSD-știi, ăștia cu ciuma roșie, cu peneliștii prin sate, prin comune, care s-au bătut, s-au înjurat, s-au scuipat ani de zile. Acum ei trebuie să meargă pe liste. Au mai apărut și cei de la AUR. Au mai apărut și cei de la AUR între timp, care nici ei nu sunt cei mai calmi reprezentanți politici, ca să-i numesc așa. Deci va fi jale în teritoriu. Deja scandalul a început, mai ales că traseismul este încă în floare, coaliția la centru, scandal în teritoriu către PSD și PNL. Grei ai liberalilor amenință cu demisia. Amenință cu demisia. Sunt tensiuni în PNL din cauza negocierilor pentru candidați comuni. De la discuțiile care s-au întins până după miezul nopții, unii lideri de filiale au ieșit nemulțumiți. Sunt și grei din partid care amenință că demisionează. Unde se vor duce? La PNL, la USR, la AUR. Unde se vor duce? Așa avem și avem probleme în Timiș, mai avem probleme și pe la Alba. Ia uitați, actualul șef al Consiliului Județean, Alinica, nu ar mai prinde loc. Scandalul a fost și pentru lista de europarlamentare, pentru că vor și cei din teritoriu totuși să-și impună acolo niște reprezentanți, niște poziții la europarlamentare. Deci vă dați seama dacă doar pentru poziția pe București a fost atât scandalul și negocieri și discuții. Vă dați seama că nu se mai mișcă nimic în țara asta, efectiv. Se negociază listele de dimineața până seara, când țara noastră are nevoie de programe, de implementări, să vedem ce mai face cu fondurile de la structurale, de la Uniunea Europeană. Cu PNR-ul nici nu mai spun proiecte. Unde sunt proiectele? Că o să vină PNR-ul și ați depus proiecte și dacă nu faceți proiectele o să ne ia banii înapoi. Nu. Tot cu liste. Haide, avem sincron, oameni dragi, mâine vă dau cu Iubicâțu, dar haideți să ne aducem aminte cu domnul Rareș Bogdan. Domnul Rareș Bogdan, care acum este pe listă cu Ciuma Roșie, nu se putea un reprezentant mai pe Ciuma Roșie decât domnul Mihai Tudose. Eu vorbesc în termenii dumnealor, nu mi-asum aceste fapte, pe sistemul recunosc și nu mi-asum fapta sau invers. Dar eu vorbesc în logica în care au comentat dumnealor acest partid PSD, ne aducem aminte pe domnul Rareș Bogdan. Și trebuie să-mi spuneți dacă vreți. Vreți să guvernăm România? Vreți să oprim, să îngenunchem Ciuma Roșie? Vreți ca corupții, hoții, analfabeții, oamenii care sfidează o țară întreagă să părăsească Palatul Victoria? Vreți ca noi, cu președintele nostru Ludovic Orban, să facem guvernarea? Vedeți, domnul Rareș Bogdan avea o problemă cu genunchii și îngenunchierea chiar de atunci. Acum se pare că nu mai are, este regulă cu domnul Mihai Tudose, Ciuma Roșie pe listă la guvernare, cu Ciuma Roșie, liste comune, vă dați seama. Un penelist, un PSD-ist, un penelist, un PSD-ist, în toată țara. Vă dați seama ce chin, ce jale. Dar mâine îl dăm și pe Iubicâțu, că și Iubicâțu era forță pe mesaj anti-Ciuma Roșie și încă este bine mersi în funcțiile PNL, alături de Ciuma Roșie, fără niciun fel de problemă. De demisii de onoare a mai auzit cineva în țara asta? Nu vă supărați. O demisie de onoare așa cinstită. Dom'le, nu, mi-am asumat niște lucruri, îmi pare rău, nu pot. Tot cu genunchii, tot cu reumatismul și le discriminați și pe femei. Nu le trimiteți la Bruxelles. Păcat că suntem totuși o țară de... Suntem recunoscuți ca fiind o țară cu femei frumoase. Oricum o figură politică frumoasă la Bruxelles nu puteți să faceți. Măcar trimiteți niște românce, domne, neaoșe, poate negociază mai bine pentru țara asta, poate fac o impresie mai bună despre țara noastră la Bruxelles și s-or repezi ăștia să ne dea intrarea în Schengen mai devreme, când văd așa niște reprezentante frumoase, că altfel cu cine? Cu cine? Cu domnii ăștia care astăzi spun una, mâine spun una. Nu pare serioși, nu prezentați seriozitate la Bruxelles, nu vă supărați. Nu prezentați, așa măcar prezentați niște siluete frumoase, niște fețe simpatice ale româncelor, domnule, că altfel ne-au demonstrat. Bărbații nu facem treabă cu ei nici la Bruxelles, nici pe nicăieri. Nu știu ce treabă facem cu domnul ăsta Nicușor Dan, vă spun, e jale. Nu se ocupă nici de străzi, nici de apă caldă, nici de căldură, nici de trafic. Și-a găsit să se războiască cu domnul viceprimar Stelian Bujduveanu și l-a lăsat fără atribuții. Deci eu v-am spus, oamenii ăștia și-au luat primăria pe persoană fizică. Este SRL-ul lor. Nu răspund în fața nimănui, nu sunt trași la răspundere, nu-i caută DNA, nu. Ei își termină mandatul foarte bine, nu am auzit nici, așa cum nu auzim de demisii de onoare, nu auzim totuși ca un primar să fie săltat în timpul mandatului. Rarisim, rarisim. Ca să nu-l lași totuși să distrugă o administrație, asistând pasiv cu mâinile în sân, la ce fac acești oameni? Pentru că nu e primul și doamna Clotilde Armand. Acum 2 ani sau când, stați așa că am deschis aici, PNL Sector 1 acuză pe Clotilde Armand că l-a lăsat abuziv pe viceprimarul liberal fără nicio atribuție. Deși doamna Clotilde la fel, SRL, Sectorul 1 SRL. La primăria capitalei SRL, domnul Nicușor i-a luat atribuțiile. Ia să vedem dacă aflăm de ce. Decizia vine în contextul scandalului pe bugetul capitalei. Pe bugetul capitalei. Nu știu cine refuză să semneze, dacă bugetul este desemnat sau nu, pentru că, vă reamintesc, primăria trebuie să plătească datorii de zeci de milioane de euro generate de Nicușor Dan. Procese cu dezvoltatorii imobiliari pierdute pentru că acesta a blocat abuziv niște șantiere. Unele poate erau deblocați, sunt de acord. Dar nu poți să blochezi tot și nu poți să blochezi tot fără să vii cu o soluție. Fără să-mi spui, domne, de ce m-ai blocat? Vino și spune-mi de ce m-ai blocat și atunci faci astfel încât planurile urbanistice să aibă aceste cerințe. Iar dezvoltatorii să respecte cerințele din planul urbanistic. Nu blochezi și așteptăm ce? Să dea primăria faliment? Domnule Nicușor Dan, să dea primăria faliment pentru că avem sute de procese pe rol. Până acum s-au câștigat în instanță și avem de plătit despăgubiri. Avem toți bucureștenii, că din banii noștri sunt. Sunt despăgubiri de plătit de zeci de milioane, dar urmează. Nici nu vreau să mă gândesc anul viitor. Și o să ajungă primăria, într-adevăr, să nu își poată plăti nici măcar, ca la sectorul 1, curentul, internetul și gunoiul. Și domnul Nicușor Dan se războiește cu viceprimarul pe care l-a lăsat fără atribuții. Ca și cum, repet, e primăria dumnealui. Domnul viceprimar reacționează. Haideți să vedem ce a spus domnul Bujduveanu. Domnul Stelian Bujduveanu, am aflat din presă chiar în timpul... Deci domnul nici nu știa. Am aflat din presă chiar în timpul evenimentului de lansare a candidatului comun PNL-PSD la PMB că mi-au fost retrase atribuțiile de viceprimar general. Un gest politicianist prin care Nicușor Dan a încercat să umbrească un eveniment important pentru bucureșteni și pentru București. Decizia pe care a luat-o este lipsită de orice fel de obiectiv, o decizie politicianistă, așa cum a făcut și Clotilde Armand, iată, eu acum citesc în premieră, deci am avut dreptate, când a retras atribuțiile viceprimarului PNL de la sectorul 1. Nu este nevoie de atribuții pentru a-mi desfășura activitatea de ales în cadrul Consiliului General al municipiului București. Dacă i-a retras atribuțiile foarte bine, vreau să știu, preia domnul Nicușor Dan atribuțiile domnului Bujduveanu? De fapt, care sunt atribuțiile domnului Nicușor Dan? Nu vă supărați, cu toată dragostea. Ce are de făcut și ce a făcut și ce face din atribuțiile dumnealui? Ca așa să-i lași pe oamenii ăștia fără obiectul muncii este simplu, dar totuși cine face? Domnul Nicușor Dan nu face, doamna Clotilde Armand nu face și îi blochează și pe oamenii ăștia care poate vor să facă. Și uite așa, au trecut 4 ani. 4 ani și nu-i întreabă nimeni de sănătate. Ce mai spune domnul Bujduveanu? Ca viceprimar general vă asigur că nu mă voi opri să lucrez pentru și în slujba bucureștenilor. Până la finalul mandatului voi continua, așa cum mă știți, dedicat proiectelor importante pe care le-am început în acest mandat și pe care le voi finaliza în mandatul viitor. Mergem mai departe cu candidatul PNL-PSD Cătălin Cârstoiu la primăria capitalei și continuăm toate proiectele bune pentru bucureșteni. Avem sincron, bineînțeles, oameni dragi, și despre ce a spus domnul Nicușor despre Cârstoiu sau Cârstoiu despre Nicușor? Domnul Nicușor, bineînțeles, după ce... Deci a avut o zi plină. Foarte mult a muncit ieri domnul Nicușor. Deci domnul Nicușor l-a lăsat pe domnul viceprimar Bujduveanu fără atribuții și după aceea s-a gândit să zică 2-3 cuvinte și despre candidatul PNL-PSD la primăria capitalei. Haideți să-l auzim. Am vorbit de 2 sau 3 ori la telefon pe o chestiune legată de spitalul municipal, o extindere, o autorizație, certificat de urbanism. În discuția 1, 2, câte 3 am avut, a fost o discuție foarte la obiect pe ce dorea spitalul prin directorul lui. Ne întrebăm dacă mai mizați pe voturile simpatizanților penale în aceste condiții. Desigur, eu vreau, aștept, îmi doresc sprijinul tuturor votanților de dreapta, pentru că în 2020 am avut, după 12 ani de guvernare PSD în București, guvernare locală PSD în București, am avut o presiune a întregului public de dreapta pe toate partidele de dreapta din acel moment de a veni cu un candidat unic. S-a nimerit să fiu eu acela și tot ce am făcut în mandatul ăsta s-a orientat pentru, cum să zic, a fost pentru a satisface exigențele cu care acest public m-a acreditat. Auziți, a satisfăcut exigențe domnul Nicușor Dan. Domnul Nicușor Dan este sunat de fiecare dată când este menționat numele, la fel și doamna Clotilde Armand, din respect cetățenesc pentru a ne prezenta poziția dumnealor. Pentru că, știți, ei sunt primarii tuturor bucureștenilor, nu doar a celor care i-au votat. Oricum, nici celor care i-au votat nu le... nici Nicușor Dan, nici Clotilde Armand nu consideră că le datorează vreo explicație. Dar rămite nouă. Dar, totuși, într-o democrație, într-o țară, stat UE, stat NATO, ar fi firesc și normal să vii să mai discuți și cu noi. Dar cum peștele de la cap se împute și am avut 10 ani, 2 mandate sub domnul Klaus Werner Iohannis, care nu niciodată nu a venit să dea un interviu, să vorbească cu presa, să le transmită și nouă un gând, acolo, o dată pe an. Domnul președinte, o dată pe an. Meritam și noi niște gânduri. Dom'le, ce am făcut eu anul ăsta, ce am de gând să fac anul viitor. Așa, plus că au fost tot felul de vizite externe. S-a negociat în numele nostru, s-a promis în numele nostru, au fost amanetați. Să nu vii să ne spui. Atribuții mari nu există constituțional atribuite președintelui. Dar măcar alea diplomatice, întâlnirile alea diplomatice. Că nu ne interesează, vă dați seama, nu ne interesează de vacanțele dumnealui de lux, cât a costat camera de hotel, ce a mâncat, ce a băut. Așa, mă gândesc că au existat niște discuții la nivel diplomatic. Să știm și noi una alta, nu știm nimic. Nu știm nimic de la... Și dacă de la domnul președinte nu știm, și s-a luat acest model de secretizare, de, cum zicea domnul președinte, sertarizare a orice... Păi normal, domnul Nicușor, doamna Clotilde, de ce? Noi sunăm mereu, au drept la replică, au dreptul să ne contrazică dacă mințim, au obligația morală de a prezenta cetățenilor poziția lor în anumite, în diverse situații și conflicte. Uite, să ne spună. Să ne spună și doamna Clotilde și domnul Nicușor de ce au retras atribuțiile viceprimarilor. De ce? Care au fost considerate. Poate sunt oameni răi. Poate domnul Bujduveanu este un om rău. Nu trebuie să știm și noi? Nu e de datoria domnului primar să ne atenționeze? Vedeți că Bujduveanu e un om rău. Este un om rău. La fel, doamna Clotilde despre doamna Ramona Porum de la PNL. Nu să ne spună dacă sunt oameni răi, să știm, să știe lumea, să ne mai voteze. Pentru că altfel ei se bazează în continuare, l-ați auzit și pe domnul Nicușor. Domnul Nicușor se bazează în continuare pe votul liberalilor, că doar cu ajutorul lor a primit acest mandat și tot cu ajutorul lor poate câștiga într-adevăr un nou mandat. Nu neapărat prin faptul că merg liberalii aliniați să-l voteze pe domnul Nicușor Dan, ci pentru că atât PSD cât și PNL au dat startul acestei campanii într-un stil amatoristic, cu toată dragostea. Dar urmează imagini de senzație, pe dans, pe buriceală, după o scurtă pauză. Am revenit, oameni dragi, v-am promis ieri imagini de senzație, cu toate că nu e chiar amuzant, pentru că nici nu știu cum să cataloghez, dar oricum destul de sinistru. Destul de sinistră modalitatea de a se manifesta a celor de la USR la Spitalul Colțea, unde au organizat o petrecere în spital cu muzică grecească, cu manele și dansurile pe care le-au practicat acolo cu scaune, cu rotile, luând în derâdere până la urmă persoanele cu dizabilități care, din păcate, ajung în scaun cu rotile și ar da orice să nu fie în scaun cu rotile. Și să-i vadă pe acești indivizi cum efectiv își bat joc, nu mai spun de aparatura în sine, de aparatura în sine, a spitalului, de care ar trebui să beneficieze pacienții. Dar oamenii ăștia parcă nu au Dumnezeu, parcă nu au mamă, parcă nu au tată. Și vreau să vă uitați foarte bine la aceste imagini cu tineretul liber, frumos și pregătit și educat, care a acaparat spitalele din București de când USR-ul și-a numit în fruntea administrației spitalelor un om de-al casei. Haideți să vedem imaginile de la Spitalul Colțea cu petrecerea USR. Mai vreau aici la plasmă, deci îi vedeți, da, frumos în uniforme, uitați aici, scaun cu rotile, s-au pus în scaun cu rotile, au făcut coreografii cu scaunul cu rotile. Vă dați seama că au pregătit, adică s-au întâlnit oamenii ăștia să pregătească, nu? Coreografie așa, în sincron, toată lumea, necesită ore de pregătire. La Spitalul Colțea. Crezi că interesează de nozocomialele din spitale? Mor zilnic oameni în țara noastră din cauza acestor infecții pe care le dobândesc în spitalele de stat românești. Interesează? Nu cred. Interesează că totuși după tragedia de la Colectiv nu s-a învățat nimic? Crezi că interesează că nu există măcar un pat la secția de Mare Arș? Nu. E veselie. Ia uitați, piruete, frumos, în pași de dans. Au fost la guvernare de 2 ori, tot în pași de dans. Și noi ne uităm. Ne uităm și ne întrebăm cu cine votăm. Rămânem în cheia cetățeanului turmentat, noi cu cine votăm? Votăm cu cine dansează mai bine? Facem concurs de dans? Că altceva nu ne rămâne. Ce alte modalități de a cumpăta lucrurile, de a compara lucrurile să avem? Că nu se bat nici în proiecte, nici în soluții pentru țară, nici în programe. Școala vedetelor. Facem școala vedetelor, avem lista vedetelor, facem, domne, școala vedetelor, muzică și dans, dăm note ca la Eurovision. Că altceva ce să ne rămână. Spital, București, Colțea, USR, coreografie cu scaun cu rotile. Oamenii ăștia, să știți că nu sunt de azi de ieri. Așa. Ei așa o țin. Ei nu s-au ascuns, ei s-au prezentat frumos în fața dumneavoastră, exact așa cum sunt. L-ați văzut și pe domnul Coliban, un alt dansator. Haideți să-l vedem pe domnul Coliban, care a dansat la festivalul unde tinerii consumau droguri. Au fost arestări, amenzi. Haideți să-l vedem pe domnul Coliban, cum dansa și dumnealui săptămâna trecută la festivalul masiv, unde, repet, au fost amenzi de 100.000 de lei. Trebuie să mă opresc ca să-l dăm pe domnul Coliban. Gata, gata. Acum, domnul Coliban, nu-mi dau seama dacă făcea încălzirea, voia să intre pe teren să joace o miuță, sau e dans, oricum, e clar, domnul Coliban mai mult singur. Nu a aliniat consilierii de la primărie să facă o coreografie, atât poate, frumos, festival, droguri, muzică, toate bune și frumoase. când niște figuri administrative, politice, vor să meargă la astfel de evenimente, cred că ar trebui să se gândească de două ori. Ar trebui să se gândească de două ori, pentru că ei legitimează, poate fără să vrea, astfel de lucruri, legitimează consumul de droguri, legitimează minori care consumă alcool la aceste festivaluri și așa mai departe. Dar dacă domnul Coliban s-a simțit bine, ce să zic? Noi ne bucurăm. Mai ales că vor merge până la urmă BEC-ul, CCR-ul, ICCJ-ul, cine le-a aprobat, domnule, până la urmă Alianța. Alianța cu PMP, frumos, cu... nu mai știu, au luat PMP-ul, nu au luat, dar cu siguranță l-au luat pe domnul Orban. Și aici, din punctul ăsta de vedere, nu știu exact ca și doctrine dacă sunt asemănători. Rafa, tu mai ții minte, domnul Orban, cum s-a poziționat vis-a-vis de referendum pentru familie? S-a poziționat pro sau contra? Domnul Orban este cu LGBT? De domnii de la USR știm. E cu familie, îmi spune Laura. Deci domnul Orban este cu, a fost cu referendum pentru familie, frumos, a votat, vrea familie tradițională. Foarte bine. Domnii de la USR știm că sunt cu căsătoriile între persoanele de la același sex, susțin, ceea ce este foarte bine. Trebuie să fie diversitate și politică și de doctrină și absolut orice. Sunt de acord. Ce nu înțeleg eu, cum sunt lucrurile astea? Cum se pot asocia? Două lucruri atât de diferite. Până la urmă, ce au în comun oamenii ăștia, Rafa? Ce au în comun? Tot dansul? Tot dansul. Tăltăreți. Așa și-au început campania cei de la USR, da? În 2020, cu dans, cu concert. I-am văzut ce învârtite făcea domnul Barna, frumos. I-am văzut pe cei din administrație, dans frumos. Îl vedem pe domnul primar USR Coliban, dans frumos. Dar mai au până să ajungă la nivelul domnului Orban. Poate aici, din punctul de vedere, da. Da, ăsta este singurul lucru pe care l-au în comun. Dragostea, domnule, de dans, muzică și voie bună. Haideți să-l vedem pe domnul Orban, să învețe tinerii de la USR de la domnul Orban. Și vreau să mai spun ceva și să fiți foarte atenți. Eu nu voi purta niciodată o geacă pe care scrie votați PSD. Niciodată! Cum aș putea, când PSD este și va rămâne cel mai mare inamic al Partidului Național Liberal? Asta înseamnă, domnule, l-am pe Rafa în regie, o am pe producătoarea mea, Laura. Vedeți? Am zis că vi-l dau mâine pe iubicâțul când ai zis că nu o să poarte, nu va purta geaca roșie și ia uitați-l. Da, domnul Orban, domnul Orban, l-ați văzut? Ăla talent, frumos, mai pe muzică de-a noastră. Cred că era domnul Sandu Ciorbă, cred, dacă nu mă înșel, pe fundal. Frumos, frumos. Atât au în comun cei de la... USR, care sunt pe o doctrină progresistă, susțin LGBT, susțin căsătorile între persoane de același sex, ceea ce este foarte bine, ei sunt asumați din punctul de vedere, sunt un partid de stânga, 100% din acest punct de vedere, chiar dacă se dau de dreapta, doctrinar așa la carte, sunt de stânga, cu minorități, cu progres, îmi pare rău că trebuie să le stric distracția cu adevărul. În schimb, domnul Orban, cu familia tradițională, cu referendum pentru familie, cu biserica, astea sunt valori de dreapta. Astea sunt valori de dreapta, nu vă supărați. Abia aștept, în schimb, să-i văd cum dansează împreună, pentru că altfel nu au cum să construiască împreună, nu au cum să facă planuri de țară împreună, fiind diametral opuși ca și viziuni, dar la dans să-l văd pe domnul Orban între useriști, la meeting, ia să vedem cum au fost în 2020, asta chiar aș vrea să-l văd. Din punctul de vedere, da, ăsta este singurul lucru pe care l-au în comun, dansul, voia bună și distracție. Haideți să-i vedem pe cei de la USR, tinerii frumoși și liberi, cum s-au distrat în campanie în 2020. We'll be right back. foarte bolnav, stă sub un pat și doarme așa 8 ore pe noapte. Oameni dragi, am înțeles că sunt probleme la trupa Zurli. Trupa Zurli care pare că se destramă. Doamna Retegan, dacă v-au plecat membrii din trupa Zurli, ia uitați, domnule, aici ce pepinier. Ia uitați, fata Zurli poate fi înlocuită de doamna Clotilde Armand. Nu vă supărați. De ce nu? Vă dați seama, domnul Orban, ce zurliu simpatic ar fi în trupa Zurli. Dar de ce nu? Că politică oricum nu mai avem, oameni dragi. Ce politică să ne mai salveze? Dar o trupă Zurli care să bucure inimile copilor. Ia uitați aici. Ia uitați-l pe domnul Barla. Spuneți că nu s-ar potrivi în trupa Zurli. Eu cred că... Doamna Retegan, vă rog frumos, haideți să trimitem imaginile și contactați-i pe băieții ăștia. Ia uitați. Domnul Coliban, las-vă ce săltăreție. Păcat. Păcat. Oamenii ăștia, uitați, au un talent, au o vocație și sunt pe drumul greșit. Ia uitați-l pe domnul... Cum îl cheamă? Domnul Ungureanu, ia uitați, face și scene, face și scenete, se trântește pe jos, vă spun. Trupa Zurli poate să reînvie, e păcat. E păcat pentru copiii din țara asta care sunt mari fani ai trupei Zurli. Dacă tot au plecat membrii, aveți aici, adevărați candidați care se pretează la marele fix. Că tot am vorbit de spitale, oameni dragi, sper că v-am bine dispus puțin, mai glumim și noi. Bineînțeles, toate persoanele au drept la replică în această emisiune, să ne spună dacă vor sau nu în trupa Zurli. Domnul Ungureanu să ne spună dacă e pe surse că va fi în trupa Zurli sau nu. Mai trebuie să mai și zâmbim puțin și sper că totuși acești politicieni care nu ne-au făcut viața mai bună, din contră, ne-au făcut-o mai rea, înțeleg. Ne înțeleg și ne permit acest, nu știu, mic privilegiu de a mai și glumi și de a mai și zâmbi, că dacă ei se distrează, dansează frumos la festivaluri unde se consumă drogurile, mulți din țara asta nu-și permit. Nu-și permit să meargă la un festival, unul la mână și doi la mână, mulți nu vor. Mulți nu vor la festivalul unde sunt minori care consumă alcool și droguri, nu vor să acheseze la acest tip de evenimente. Deci să-mi fie cu iertare. În schimb, nu vreau să-mi fie cu iertare ceea ce urmează să le transmit vis-a-vis de faptul că au îngropat spitalele din București și-au dorit foarte mult acest segment al sănătății, da? Când a fost guvernul Cioloș 0, l-a avut ministru pe domnul Vlad Voiculescu, a făcut praf pe acolo, a blocat transplantul pulmonar, alte cele, criza citostaticelor în al doilea mandat, n-a făcut niciun pat la secția de Maraș, n-au făcut nimic. Dar ei în continuare sunt foarte, foarte fixați pe acest segment al sănătății. De ce? Nu știm. Nu știm. Și nu s-au lăsat până nu au impus în compania de administrare a spitalelor din București și au impus un om. Tot așa trebuia să îi fie votat bugetul domnului Nicușor. Cei de la USR au spus că nu votează până nu vor pune pe această doamnă în fruntea ASSMB-ului. Și așa s-a întâmplat. Și și-au pus, oamenii de la USR, au pus o doamnă prietenă lor, pe doamna Oana Sivache. Haideți să vedem cine este Oana Sivache. Am foarte multe articole despre doamna Sivache. Pe cine a plasat USR? Eu citesc din presă, da? Pe cine a plasat USR în fruntea spitalelor din capitală? Spune presa, o traseistă PSD-UNPR cu facultate absolvită la 30 de ani la celebra Spiru Haret, acum ea îl glorifică pe Vlad Voiculescu. Da, e normal, ce nu ar fi de glorificat la domnul Vlad Voiculescu, nu l-am văzut dacă dansa și dumnealui. Poate glorifica prezența scenică. Și avem multe articole despre doamna Sivache, de exemplu, Oana Sivache, șantaj și instigare la delapidare pentru a obține 100.000 de roni, bonus, conflict de interes. Asta, conflict de interes, este pleonaz deja. Când spui USR conflict de interes, este pleonaz. E pleonaz. Și toată lumea are conflicte de interes. Domnul Nicușor, domnul Coliban, doamna Clotilde Armand, care este acum inculpată la ani, inculpată. Conflicte de interese, incompatibilități. E la ordinea zilei. Nici n-are sens să vă citesc exact speța, că numai de termeni juridici cred că nu vă arde la ora asta. Așa, ce mai făcut doamna... Dar ce trebuie să știm despre doamna Sivache? Doamna Sivache, cred că avem materialele cu doamna Sivache cu nota. Deci s-a făcut un concurs, știți? Pentru aceste posturi se fac și concursuri. Și doamna Sivache a participat frumos, transparent. Nu, încă n-a arătat plasma. Doamna Sivache s-a prezentat și dumnea ei la concurs. Și, bineînțeles, ca o tânără, frumoasă, liberă, care a terminat facultatea la 30 de ani, dar a mințit că are studii pe afară, ajungem și acolo. Dom'le, tinerii tehnocrați, oameni dragi, tehnocrați, că ei pe asta se bazează, asta e cuvântul care predomină pe acolo, tehnocrați, oameni de administrație, oameni care își cunosc meseria. Oameni profesioniști, domnule, nu peneliști, pesediști, auriști și ce mai fi. Oameni școliți. Și la acest concurs, haideți să vedem rezultatele. Haideți să vedem rezultatele. Deci avem așa, asta este un document oficial ASSMB, centralizator cu rezultatele probei scrise. Am avut 9 candidați și întrebări pentru 100 de puncte. 100 de puncte. Câte puncte credeți că a luat doamna Sivache? Din 100 de puncte, specialista USR pe spitale, pe sănătate, nu așa. Nu așa, că dacă era pe dansuri, aia e. Aia e, poate era o zi proastă. Pe coreografii, te mai dor genunchii, cum ar zice domnul Rareș Bogdan, aia e. Măi, dar pe sănătate, pe sănătate, tu, USR, să-mi vii cu doamna Oana Sivache în fruntea spitalelor, care ia din 100 de puncte 4 puncte. 4 puncte, oameni dragi. Efectiv, nu știu. Cred că și pisica mea, Viorica, ar fi luat mai multe puncte dacă își punea lăbuța la mișto. Pisicile, bineînțeles, care vor să fie acești domni de la USR, Reper și ce-or mai fi, vor să le eutanasieze, că au mai multe drepturi decât câinii. Cum să iei 4? Doamna Sivache, cum să luați, domnule, 4 puncte? Cum, dragi oameni de la USR, domnule Voiculescu, cu toată dragostea și considerația, cum, domnule, să o lăsați pe doamna asta? Ieri am arătat specialista pe justiție. Specialista pe justiție, doamna Cristina Ghiuțet. Ați văzut-o. Nu știa nici cu justiția, nici cu sistemul, nici cu Constituția, nici cu nimic. Domnule, dar nici pe sănătate, unde nu vă e străin acest domeniu. Ați fost la minister, ați avut acest portofoliu de 2 ori. Nu aveți un om pregătit în tot partidul ăla. Dom'le, nu aveți pe justiție, nu aveți pe sănătate. Dom'le, dar chiar doar la dans. Chiar doar la dans, nu vă supărați. Deci uitați aici, document oficial, pe locul... Deci avem la numărul 1, punctul 1, Vasile Baciu a luat 35,7 puncte, Sârbu Ionela Veronica 97,33, Mihailă Monica Cristina 85,33, Dumitrescu Oana Alexandra 89,67, Mocanu Cristian Irinel 89,33, Despa Mădălin Mihai 84,33 de puncte din 100, Cacioianu Florii Alexandra a luat 97,33, Popescu Carmen 98,27. Deci din 9 candidați, 2 au fost respinși. Domnul Baciu Vasile, care a luat 35,7, cât de cât acolo, 35 din 100 de puncte. Și doamna asta, Sivache Gabriela Oana, respinsă în 2018 cu 4 puncte, care ne conduce în spitalele, care se ocupă de managementul spitalelor din București. Domnul Nicușor Dan, ce părere aveți despre asta, domnule? Că e prăvălia dumneavoastră, că v-ați luat primăria pe persoană fizică. În prăvălia dumneavoastră, ia uitați ce se întâmplă. În fruntea spitalelor din administrației spitalelor din București stă o doamnă care în 2018 fusese respinsă pentru că a luat 4 puncte din 100. Specialiștii, ăștia specialiștii, păi ne lipsim, haideți cu dansatorii, haideți cu trupa Zurli la guvernare, nu vă supărați. Poate suntem în paradigma greșită și ne lămurim dacă suntem sau nu după o scurtă publicitate.